Astăzi la Telematinal. Începem ziua plăcut cu o ceașcă de cappuccino pregătită de Betty Turculeț, cu cineva care se pricepe mai bine decât noi. Ajungem la Bozieni Hâncești să-l cunoaștem pe Nea Ilie Spânu, un lemnar care meșterește cam de toate. O cunoaștem pe Diana Mocanu, care a vizitat peste 50 de țări și organizează tururi pentru alți curioși să vadă lumea. Admirăm niște portrete expresive, pictate în albastru de tânărul Sergiu Ciochină. Mai avem detalii de la Tatiana Rusu despre o campanie socială Frumusețe fără limite. Și de Ziua Internațională a Păcii vorbim de ce e important să o avem în toate timpurile. Tot astăzi, sportiva Bodrug Nicoleta ne spune cum se pregătește de competiția Gladiator Challenge, cel mai așteptat eveniment sportiv al toamnei. Și vă spunem ce spectacole să nu ratați de la Reuniunea Teatrelor Românești la Chișinău. Rămâneți aproape! Da. Anatol, nu știu de unde te informezi, dar după cât ai văzut, ziua de marți este una foarte productivă, cel puțin în emisiunea noastră. Pentru noi, da, e adevărat. Dar uite că unele surse zic da, că ziua de marți este nesăbuită pentru a începe proiecte noi. Călătoriile, căsătoriile pot să nu aibă loc. Și așa, uite, eu știu că tu ai căutat la categoria superstiții. Superstiții, da, păi astea sunt interesante. După care, cât de mult oamenii cred în aceste superstiții. Uite, chiar și operațiile chirurgicale nu sunt recomandate pentru ziua de marți, pentru că sunt greu la vindecare după aia, știi? Uite, da. Eu m-am uitat după datele statistice, după opiniile specialiștilor, nu după superstiții, așa că cred că sursa mea e mai credibilă. Bine, hai, dacă zici tu că este mai credibilă, știi ce mă bucură foarte mult? Că, așa cum ai spus la început, că emisiunea va fi una bună. Da, și să știi că astrele tot ne pot da o diagnoză da. A timpului, hai da? Hai să vedem ce zic astrele pentru astăzi. Este o zi a schimbărilor, iar cei care își caută sufletul pereche ar putea să se bucure astăzi de atenție din partea unei persoane interesante, vezi? La tine acolo nu se lega cu căsătoria, cu persoanele iubite, cu dragostea. Da, uite că am găsit încă o chestie, că este și ziua norocului. Deci probabil că acum vin în contradictorul, Anatol. Așa sunt lucrurile, așa e mai interesantă viața, când este și plus și minus, când este și alb și negru. Bine, hai să vedem pentru berbeci. Astrele recomandă nativilor din zodia berbec să nu-și facă planuri serioase. S-ar putea să primiți o propunere de a ieși din oraș, distra. Acția e cu atât mai frumoasă atunci când e ceva spontan, așa că lăsați-vă duși de val. Ce frumos, lăsați-vă duși de val. Nu? Ce poate fi mai frumos? Se atribuie și racilor, poate. Nu știu, mai avem un pic. Vezi că nu avem răbdare? Avem acum race la rând. Așa, nativii Taur stau foarte bine la capitolul financiar. Puteți primi o moștenire sau să câștigați o sumă de bani din surse neașteptate. Sper că nu se referă la mesajul de alea care vin și da. Spun că... Aveți un moștenitor cu același nume de prin Africa. Câți moștenitori sunt? Cât s-au trezit în funcția de să știi moștenitor? Că, să știi că nu, n-am crezut, dar mi-au venit și mie așa mesaje. Pe mine de vreo 3 ori m-au contactat, de diferite țări. Cineva din Africa, cineva din Statele Unite ale Americii. Probabil că ești mai ușor de păcălit. Nu știu, nu poate mai greu, pentru că deja de 4 ori să mă contacteze și eu să nu dau niciun răspuns. E ceva. Geminii sunt în formă maximă. Este momentul potrivit pentru o călătorie, așa că nu ratați prilejul de a vă încărca bateriile cu multă energie. Da, de asta de calitate, bună. Da, ce bine, astăzi o să călătorim în Norvegia cu una dintre eroinele reportajului și poate se inspiră. Norvegia, da. Acea eroină care a călătorit în peste 50 de țări da, și da, este gata este. Să ne vorbească despre experiență. Așa hai, este. Avem un pic uite de că și racii au o stare de spirit foarte bună, doar că simt nevoia să petreacă timp de unii singuri. E una din acele zile în care simțiți nevoia de a vă relaxa acasă, da, spune astrele. Te las singur, Anatol, plec acasă să mă relaxez, da, petrecem timpul vedere, singur. Da, ne vedem peste 5 minute. Oricum, departe n-ai să pleci, pentru că mai avem aici asta până la 10. Dar eu țin ne despărțim minte. După 10, să știi. Nu, nici după 10 nu ne despărțim. Nu-ți dau voie să pleci nicăieri, pentru că ne pregătim pentru ziua de miercuri. Da, știu că nu este tocmai ok după planurile tale, știi dar că așa nu e bine să nu faci ceea ce îți spun astrele. Mergi în... contradictoriu. Da. Da? Alexandrina, da, tu ce cafea preferi? Espresso sau americano? Prefer ceaiul. Ceaiul, bine. Ceaiul pe care mi-l faci tu în fiecare dimineață. Asta e clar, dar după... Bine, sunt o amatare a băuturii cappuccino și dacă vrei să impresionezi pe cineva, te invit să fii atent cum pregătește un cappuccino colega noastră, Betty Turculeț. Betty? Da. Betty Turculeț. Betty, frumoasa Betty. Noastră Betty. Da, frumoasa noastră Betty. Nu știu, s-a făcut barista acum sau ce a avut ea așa? Nu știu dacă s-a făcut barista, zic să vedem. Neața, Betty.
Bună dimineața celor care s-au trezit, celor care și-au băut cafeaua, dar cei care încă nu, poate o vor face împreună cu noi. Astăzi pregătim cappuccino, iar în acest proces ne va ajuta barista Nico. Bună dimineața, cu cel mai mare drag vă ajut. Și chiar dacă o să-mi permiți, pe locuri o să te ajut și eu, dar întâi de toate vreau să-mi spui cu ce începem. Deci, în primul rând, începem cu shotul de espresso. Este important ca holderul nostru să fie uscat și fierbinte. Eu între timp pregătesc tava. Sigur. Deci. La fel, este important ca cafeaua să fie dispersată în holder și presată pentru ca apa să treacă cât mai ușor. Așa. Până când așteptăm să curgă cafeaua, o ajut pe Betty și îi torn laptele pentru... Așa, acum avem nevoie de lapte, pentru că ce fel de cappuccino fără lapte? Exact. Cantitatea de lapte pentru cappuccino trebuie să fie de 2 la 1, adică 2 părți de lapte pentru o parte de cafea. Așa, pot eu să fac asta? Sigur! Iată. Eu, sincer, asta n-am făcut niciodată, dar eu cred că o să mă descurc, pentru că sunt o amatare de cappuccino și... Așa. Întâi, de fapt, așa, îi dăm drumul aer. Așa. Și acum poți să-l pui în pitcher. Oh, m-am prins. E fierbinte? Așa. Îl tragi un pic mai spre tine. Da. Așa. Și îl pui pe parte. Așa. Ai grijă să îl ții. Așa. Dă-i drumul, sigur. Dă-i drumul mai tare, nu te teme. Dă-i drumul, dă-i drumul. Așa. Căutăm sunetul ăsta. Și vedem dacă e destul de căldut, nu? Poți să-l închizi. Așa. Așa. Înainte ca să-l scoatem din pitcher, trebuie să-l închidem, mai apoi să-l ștergem. Voilà. Ce bine arată. Are spumă. Iar acum? Îl turnăm în cănuță? Da, hai. Așa. Să iau tava mai aproape. Așa. Ești dreptace sau stângace? Sunt dreptace. Ții cănuța de aici, de jos. Așa. La sfârșit o să te las pe tine să faci inimioară. Sigur. Așa, eu turn laptele. Am avut încearcă aici o doză de amesteci. Espresso. Așa. Așa. Toarnă până la capăt. Poate ți iese ceva. Hai mai bine pe tu inimioară. O să pot? Nu cred că o să iasă, că e prea mult lapte. Nu. Nu o să iasă. Ba da! Da. Ceva ce-mi place să fac. Eu cred că nu e doar important să fie inimioară, exact, dar să fie și gustos. Am făcut un cosmos. Așa, aici avem un cappuccino bun de servit celor care abia și-au început dimineața. Poți să-l gust? Sigur. Zi-mi cum e. Gata, m-am trezit. E foarte bun și cei care au un aparat de cafea acasă, neapărat pot să încerce. Colegi, dar voi v-ați băut cafeaua dimineață? Da, Betty, să știi că nu am băut cafea, nici cappuccino, am băut ceai, făcut ceai de colegul meu, Anatol, și pe aceasta nu te țin să-i mulțumesc, când faci ceaiul în fiecare dimineață. Mm-hmm. Nicio problemă, e ok. Tu ai prins toți pașii, da? Pentru cappuccino. Ai văzut cum se presează laptele, cum se face, cum se mixează boabele de cafea și totul, da? Am văzut, până de mâine schimbăm ceaiul pe cappuccino. Nu, pentru că mie nu-mi place să mă chinui cu toate chestiile astea. Ai văzut cum? Nici pentru mine? Pentru tine, da. Dar nu o să-ți placă. Ai să zici, bine, hai, Natal, să trecem la ceai. La ceai. Te asigur, pentru că chestia asta cu lapte, mai bine un espresso, mai bine, un espresso îți fac cu mare drag, sau un american, la fel, mult mai ușor. Nu, dar dacă vrei, iubitoare de cafea, ți-am spus că doar cappuccino beau, pentru că el este cumva mai dulce dintre toate, deci a fost o întrebare capcană. Băuturile cu cofeină. O întrebare capcană a fost, da, pentru mine, nu? Da. Dacă o să fiu în stare să fac bine, uite, îmi fac așa timp și îți fac cu cafea foarte bună. Păi trebuie să fie frumoasă în fiecare dimineață, iar cappuccino, să știi că
mă ajută, îmi ridică și dispoziția. Când n-ai să fii în bună dispoziție, atunci o să vedem. Dar apropo de cafea, să fiți atenți, 2 cafele maxim sunt recomandate pentru sănătate bună pe parcursul zilei. Una dimineața, da, pentru a-ți trezi organismul, după care după masă la fel ar fi recomandat. Și gata, aici. Pentru ceai la fel, că ceaiul este foarte bun conține foarte mulți antioxidanți. Totuși, 3 cafele maxim, 3 cești pe zi sunt recomandate. Ei bine. Ai înțeles? Ai notat? Am notat, Anatol, am notat. Uite, o aștept pe Beți să vină așa cu capucina, dacă nu mi-o faci tu. E așa cum a finalizat live-ul, vine așa la noi în redacție. Fără inimioară, abstract acolo, deasupra să fie. Dacă tot ai vorbit de frumusețe, atunci când vorbim despre ea, se întâmplă adesea să ne vină în minte lucruri sau oameni care ne fac fericiți și să înțelegem că frumusețea nu e despre aparențe, stereotipuri, perfecționism, ci despre emoții. Iată că în luna octombrie la Chișinău se va organiza un eveniment caritabil, Frumusețe fără limite, ediția a doua. Evenimentul care este despre incluziune, acceptare și empatie față de persoanele cu dizabilități. Ca să-și etaleze frumusețea, acestea vor participa la un show fashion și vor defila în ținutele designerilor autohtoni. Sloganul evenimentului ne spune că singura dizabilitate a omului este incapacitatea de a iubi. Mai multe despre eveniment ne va vorbi Tatiana Rusu, președintele fundației organizatoare. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit! Cum ați început dimineața? Ați ajuns cu bine la noi? Cu o cafea. Așa. Cafea. Nu cappuccino, da. Dar cafea. Cafea, da. Espresso americano? Americano. Americano. Ok. Așa. În ultima perioadă ați muncit foarte mult la acest eveniment. Noi ne revedem după un an pentru că alături de dumneavoastră am fost și în prima ediție. Da, așa este. A început forfota dinainte pregătirilor. Chiar mă gândeam pentru că parcă totul e aranjat, dar tot apar și oare când vom avea un minut de pauză, vom avea, cred că, după eveniment. Se merită munca pentru că va fi un eveniment extraordinar. Promitem ceva mai spectaculos decât anul trecut. Și ne bucurăm că avem susținerea, dar și dorința persoanelor cu necesități sau nevoi speciale de a participa la acest eveniment. Așa, evenimentul are cumva și un slogan foarte deosebit, dar dumneavoastră prin ce caracterizați frumusețea? Ce înseamnă pentru dumneavoastră frumusețea? În ce sau în cine o vedeți? Frumusețea este sufletul, bunătatea unui om. Pentru mine, da, întâlnește omul după aparențe, dar în prisma la ceea ce trăiesc eu zilnic și ceea ce văd eu zilnic sau ceea ce întâlnim prin prisma fundației noastre, totuși eu rămân la bunătatea de a fi cea mai frumoasă caracteristică a frumuseții unui om. Dar dumneavoastră, așa cum ați menționat, trăiți experiențe deosebite, interacționați cu oameni a cărui realitate e puțin diferită față de a multor oameni. Cum reușiți să vă detașați și cum vă schimbă această interacțiune? M-a schimbat mult, pentru că deși am refuzat conceptul de a fi schimbat eu, totuși sunt schimbată prin prisma ceea ce văd și trăiesc zilnic și, nu știu, m-a făcut un om mai bun, tind să cred asta, și mai realist, cu picioare pe pământ și să văd ce se întâmplă și în dreapta și în stânga mea. Mă detașez prin prisma familiei mele, fetiței mele, prietenilor. Atunci când simt că nu mai pot, las totul așa un pic deoparte și comunicarea sau atenția celor dragi e ceea ce mă detașează sau mă încarcă din nou forțele. Așadar, ce totuși v-a influențat să alegeți această cale a binefacerii? Nu știu, cred că bunătatea te naște și o cultivi pe parcursul anilor. Eu am ales să-mi dedic timpul meu sau să nu-mi irosesc timpul în zadar, dar să încerc să schimb pe cineva sau să aduc un plus sau un pic de bine celui drag. Dacă e să vorbim un pic despre eveniment, vrea să ne povestiți cum a părut el, care a fost conceptul lui și cum au reacționat oamenii când au început să vină și ei cu aportul lor. Prima ediție a fost specială pentru că a fost o nebunie. Aveam 2 beneficiari al fundației care a participat la un eveniment asemănător în România și am zis de ce ai noștri să plece acolo dacă noi avem suficiente persoane asupra cărora trebuie să atragem atenția și aici. Anul trecut prima ediție a fost organizată în 2 luni. Asta a fost, mă repet, o nebunie. Anul acesta am încercat cu jumătate de an înainte.
Reacțiile, nu am umplut sala, ca să spun așa, dar persoanele beneficiare sau persoanele care au defilat, persoanele cu dizabilități s-au simțit extraordinar și radiau toate pe podium. Apoi am avut reacția persoanelor notorii care au participat și au însoțit aceste persoane. Pentru că observasem câțiva că plângeau și nu înțelegeam. Sau de ce, da, de ce să plângă? Sau, pentru mine e o normalitate. Apoi mi-am dat seama că eu văd asta în fiecare zi. Ei văd mai rar. Și atunci am zis că neapărat trebuie să facem în fiecare an și să atragem atenția asupra persoanelor, pentru că la prima ediție a fost doar genul am auzit că ei au probleme de a fi încadrați în societate, de a fi acceptați. Anul ăsta deja am și simțit și cel mai recent a fost acum duminică, iarăși, când ne-am întâlnit cu toți beneficiarii, am făcut o masă împreună, am mers la teatru împreună, iar la restaurantul unde am luat noi masa a fost o alertă cu bombă și atunci ne-am pomenit în situația fiind la etajul 4, 7 persoane în scaunul cu rotile și cu toată lumea alergând pe lângă noi. Dintre care, da, să știți că da, a fost o experiență care m-a marcat și pe mine, pentru că iată, în situații critice, o zi obișnuită s-a transformat în ceva care putea să fie tragic pentru ei. Și nimeni, foarte puțin în lume, care s-a oprit să zică că aveți nevoie de ajutor sau a trebuit noi să rugăm, vă rog frumos să ne ajutați ca să coborâm. Ascensoarele fusese blocate, rămăsese doar scările. Extraordinar. Deci încă o dată demonstrează că nu vorbele cumva pot schimba lumea, dar anume faptele. Acțiunile, da, pentru că se vorbește mult. Da. La fapte mai puțin. Dar iată cum acest eveniment ne face să înțelegem mai bine persoanele cu dizabilități, să fim mai toleranți, să-i acceptăm, să-i ajutăm. În primul rând că sunt văzuți și auziți. Atunci când îi vedem și îi auzim, atunci când stăm pe lângă ei, atunci o să înțelegem că ei există pe lângă noi și că au nevoie de noi. Așa. Pentru că fiind, iată, eu vă spun prin prisma mea, timp de anul trecut, de la primul eveniment la evenimentul ediția a doua, am petrecut foarte mult timp și atunci, da, dacă la primul auzeam că au probleme, la a doilea eu chiar am văzut, pentru că atunci când te afli lângă ei, când îi accept că ei sunt partea comunității, a societății sau a grupului în care tu trăiești, atunci tu vezi și cu ce se confruntă ei și poate undeva să stârnești interesul celălalt de a-i ajuta sau de a încerca măcar să schimb ceva. Ați spus cu ce se confruntă, care sunt cele mai des nevoi de care... Prima care ar fi accesibilitatea. Oriunde, începând cu bordurile de pe străzi și în localuri, când mi-am dat seama, pentru că dacă este rampa pe care se intră într-un local, atunci nu este simpla toaletă pentru persoanele date. Și sunt foarte, foarte multe din... Dar s-a bătut alarma în direcția autorităților? Da, 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 dar se bate... Se bate? Da. Da, se speră să se audă cândva, da? Sunt multe de făcut, dar trebuie să pornim de la conștientizarea fiecărui dintre noi. Pentru că pornește de la fiecare om și apoi se ajunge, cred că, mai departe. Pentru că nu e destul o singură persoană să bată alarma, trebuie toți să fim receptivi și să ne dăm seama de importanța incluziunii a acestor persoane. Da, dar iată cum ați descris societatea noastră la acest capitol? Cât sunt oamenii de deschiși? Și cât de sensibili da. Sunt. Poți să nu răspund? Mai avem de lucru. Sensibile sunt atunci când da, sunt puși față în față cu situația, dar avem de lucru și avem mult. Și prin acest eveniment vă propuneți ca... Să atragem atenția. Acest eveniment este anume de a atrage atenția asupra acestor persoane și vrem să le arătăm, pentru că chiar fiind la o masă sau ieșind ei în oraș, toată lumea se uită cumva, vai, cu milă, cum știu, ei nu au nevoie de milă. Ei au nevoie să fie tratați și acceptați așa cum sunt, ca oameni, pentru că noi toți suntem egali. Așa, iată, dumneavoastră sunteți mereu în mijlocul lor, le ascultați poveștile, nevoile și știm că de multe ori acești oameni sunt mult mai optimiști ca noi. Cum i-ați descrie? Să știi că da, pentru că au, cred că incapacitatea lor sau una dizabilitatea pe care o au vine să compenseze sufletul sau ceea ce sunt ei ca persoană. Ei vor zâmbi, ei nu se vor plânge, ei te vor încuraja pe tine, ei te vor motiva pe tine. De foarte multe ori sunt persoane care, iată, întemeiază familie, au copii, fac voluntariat, ajută pe alții și parcă pe lângă ei te simți așa un pui mic. Tu care ai toate posibilitățile, tu care ești sănătos și mereu noi ne plângem când avem timp, exact. Când nu avem aceea, când nu ne ajunge aceea, dar ei
au cu mult mai puțin, să zicem, dar totodată au foarte mult, sufletul mare și da, dorința asta de a trăi. Avem mult de învățat de la acești oameni. Așa este. Evenimentul, cum se va desfășura? Ediția 2, v-ați pregătit cu o jumătate de an înainte de eveniment. Prin ce va fi el deosebit? Prin ce va fi deosebit? Prin mărinimia, sau să zic, sau prin impozitatea, pentru că lucrăm la mult mai multe aspecte să le îmbunătățim față de ceea ce a fost anul trecut. Plus, anul acesta va fi evenimentul prezentat de Andreea Marin, ceea ce ne mândrim, și pentru că este un idol, cel puțin și pentru mine și cred că pentru foarte multă lume. Ca să stimulăm venirea la timp la eveniment, sau să zicem așa, am pregătit o surpriză. Astăzi vorbesc prima dată pentru că de-abia am primit cărțile. Așa. Avem 100 de cărți a Andreei Marin. Primele persoane, nu primele persoane care cumpără biletele, dar primele 100 de care persoane care intră la eveniment vor primi o carte cadou. Și îmi place titlul. Nu există, nu se poate. Perfect compatibil cu evenimentul nostru. Da. Și la sfârșitul evenimentului, doamna Andreea Marin va rămâne și pentru a da autografe la aceste 100 de persoane. A spus să vină la timp oamenii aia. E o problemă. Am impresia că peste tot, peste punctualitatea, toate... Da? Punctualitatea, da. Și la teatru, la fel. Începem la 6:30, vin oamenii la 6:35, la 6:40. Și mai trezești la 7 și ceva. La 7, da. Între lumea. Da, știm că în cadrul evenimentului persoanele cu dizabilități vor da fila la propriu, pe da, un podium, da? Este aceasta o modalitate de a-și etala tot ce au mai frumos? Nu, este o modalitate de a-i face să iasă în lume, dar într-un mod frumos. Să se simte ei bine, să se simte încrezuți, de a le da o notă încurajatoare, că da, fiind într-un scaun cu rotile, tu ești frumos, tu ești foarte frumos. Da, despre frumusețea asta vorbeam. Da, frumusețea, da, pentru că este o defilare de modă, cu toate că noi vrem să atragem atenția la suflet, la ceea ce sunt ei exterior, noi etalăm că de fapt exact așa cum eu pot să merg pe un podium, așa poate și o persoană în scaun cu rotile sau cu un diagnostic mai dur. Apropo, ei au fost foarte deschiși sau trebuia să-i convingeți? Nu, să știți că anul ăsta chiar a fost frumos, pentru că prima ce am avut, am avut lista cu participanți și încă îmi scriu persoane care vrea să participe. Așa. După ce am completat lista. Am completat lista, da, și le spun, reveniți, vă rog frumos, anul viitor, în prima parte a anului, neapărat vă includem. E foarte frumos pentru că mulți dintre ei sunt închiși în sine și nu vor să iasă din mediul, sau pentru că știu că nu sunt acceptați. Și atunci când ei vin cu dorința de a ieși și de a, este un mod totuși, nu aș spune vulgar, dar totuși ei din un mediul, dintr-un apartament și tu să mergi și să defilezi la Palatul Republicii, îi ceva. Și atunci ca să treacă... Depășe zona de confort. Da, da, da. Și e o zonă, e un salt foarte mare, aș spune eu. Și ei când sunt de acord cu asta, pentru mine nu are decât să mă bucur. Înseamnă că am căpătat încrederea lor și sper să înțeleagă că nu o facem cu alt interes decât a le fi alături. Dar vă mulțumim mult pentru tot ceea ce faceți. Ne dorim ca toți oamenii să fie deschiși și să fie acceptați. Acest eveniment este încă o dovadă că ceea ce faceți, faceți pentru binele comunității. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Dacă îmi permiteți, e ziua mamei și aș vrea să zic la mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, să fie sănătoasă și mulțumesc să frumos. Aveți parte de o sărbătoare minunată. Ce-i doriți? Mulțumesc frumos. Sănătate, să-mi fie sănătoasă, altceva organizăm noi. Așa. Bine, vă dorim și o petrecere frumoasă astăzi. Mulțumim frumos. Toate cele bune. Toate cele bune. Frumoasă. Alexandrina, în continuare îți propun să vorbim despre cine? Nea Iliespânu. E un lemnar, cum puțin au mai rămas. Așa este, meșterește de toate și la toți de prin sat le-a făcut câte ceva de trebuință la casa omului. Da, colegul nostru, Alexandru Leahu, a trecut pe la el, să-l cunoaștem și noi. Îmi place lemnul și nu mi-ar da de făcut, eu le fac cu mare plăcere. Nea Iliespânu este printre puținii lemnari de la Bozieni, Hâncești. În sat suntem ca tare doi oameni care se ocupă cu așa ceva. Și eu sunt unul dintre înși care am îndrăgit specialitatea. Îmi place lemnul și fac nu numai rame, dar fac și
diferite lucrări din lemn. De profesie este inginer tehnolog, iar dragostea pentru prelucrarea lemnului o are de mult. Încă de când eram copil, vedeam la tata cât ceva și meșterește el și el tare foarte mult dorea ca noi să fim măcar careva de noi, că am fost trei frați, să-i placă lemnul așa cum i-a plăcut lui. Își aduce aminte de prima sa lucrare de pe când era la școală. Avem învățător de arta plastică și dumnealui ne-a dat, mi-aduc aminte bine, așa la lecția de muncă să facem fiecare și poate din lemn. Și eu am făcut un câine și mi-a plăcut. Și zic, dar ce să nu pun eu câinele ăsta? Țin minte că am făcut o poliță și câinele așa în picioare, cum ține polița cu labele. Și am făcut doi în loc de unul și s-a primit o poliță frumoasă. Și de atunci mi-a venit ideea ca să plec, să mă dezvolt mai departe. Acum meșterește cam de toate. Ei mă mai roagă în sat că n-are cine să-i fac cuiva o fereastră, cuiva un scăunel, care și dorește. Nu de mult am făcut două rame la o fereastră, la o vecină. Foarte mi-a plăcut. Și nu numai că eu le-am dat la jerleu, cum se făcea pe timpuri. Am șlefuit-o, am făcut-o că mai că nu trebuia dat cu lac. Unele instrumente și le-a făcut singur. Dânsele care, iată, eu lucrez cu dânsele, este foarte de mult. El nu se uzează tare, fiindcă dacă le știi ascuți, le menține, da, ele țin foarte mult. Dacă atare dânsele, eu am foarte multe dânsele care sunt făcute singur de mine și lucrez cu dânsele cu mare plăcere. Pentru că eu le-am făcut după placul meu. Lucrează mai mult din plăcere, pentru că bani grei din asta nu ies. Eu niciodată nu mă stăru să iau un ban care omul nu poate să-l dăie. Eu iau atâta cât omul poate să dăie. Oamenii din sat mă apreciază. Cam cât ai dat moșul pentru așa lucru? Băi, ia că atâta îți dau eu. Ți-aș da mai mult, dar nu mai pot. Și îi dai crezare, fiindcă ca tare bătrâne, ei mai comandă o fereastră acolo, la casele este vechi. Și nu mă lăcumesc la parale, eu lucrez, îmi place. Asta e. Câteodată uiți și să mănânci, să iei masa. Când vezi că lucrul merge foarte bine și se primește bine, când se aduce aminte, dar mă trebuie să iei dejunul. Un meșter bun, pe lângă îndemânare, trebuie să aibă și imaginație. Ne uităm că e și eu încerc un fund. Dar dacă ne uităm, el are pișoruș. Și asta e un fund pentru pizza. Astfel face din lemn diferite obiecte frumoase, icoane, tablouri, dar și alte elemente decorative. E camură, deși nu-ți acolo am găsit-o, foarte frumoasă. M-am gândit că la copii trebuie lăsat ceva amintire. Le-am făcut și lor niște... Anul de mult am făcut un pătuc pentru copii cu două nivele. Chiar și buturugilor le găsește un rost. Sunt momente când și eu și ăla nu mi-l trebuie acolo. De aici în sus e albă, dacă observați, dar de la musteț în jos e neagră. Și eu am făcut așa o... ca să vie musteața neagră în jos, dar fața să fie albă în sus. Pur și simplu o leacă. I-am dat oblic și o primit un moșnicel care se râde la noi. Nu obișnuiește să lucreze doar în atelier. Sculptură lemn. Eu pot să o fac și aici, pot să o fac și în grădină, să mă duc sub un copac. Dacă e lucrarea mică, eu instrumentele mi le-am luat și am plecat la aer curat. Dumnezeu l-a binecuvântat cu har ca să-și vadă un vis împlinit. De mult mi-am pus în plan ca să fac o icoană în biserica noastră, în biserica satului, pe Sfânta Parascheva. A venit ziua aceea când eu m-am apucat și am reușit-o. Și acum icoana se află în biserica satului, oamenii se închină la icoana mea, am o mare plăcere să văd că și eu plec tot acolo la icoana mea, mă închin. Da, când îți place ceea ce faci, uiți și de mâncare, uiți și de timp, în ceea ce privește banul, vine el mai devreme sau mai târziu. Dar spunea că nu ia bani de la toți, da. De la bătrânei, de la cei care nu-și permit, nici nu ia bani. Da, că vine el din alte direcții, de la unii care poate își permit să dea un ban mai mare, mai mult. Și mi-a plăcut foarte mult că folosește și rădăcinile copaci. Mi-aduc aminte de o situație descrisă într-o carte despre pictură.
singură, cum că Michelangelo folosea chiar când picta Capela Sixtină, folosea crăpăturile care erau, știi? Că da. De la, și el le folosea, nu știu, un gen tunet sau pornea de acolo un nor. Deci folosea fiecare detaliu pe care îl întâlnea în natură și în viață. Bine, că știi Alexandru să ne aducă oameni frumoși de fiecare dată și în fiecare dimineață. Mulțumim mult că acești oameni sigur că pot deveni surse de inspirație. Și surse de inspirație pot deveni și evenimentele istorice. Suntem în data de 19 septembrie și începem prima parte a calendarului istoric. 1783, la data de 19 septembrie, a fost ridicat în zbor cel de-al doilea balon cu aer cald construit de frații Mongolie, având la bord 3 pasageri, o rață, un cocoș și o oaie. Aterizarea s-a produs fără probleme, demonstrând astfel că nu doar păsările, dar și alte vietăți pot suporta înălțimile. Balonul a fost numit La Marie Antoinette și a atras atenția familiei regale franceze. Aparatul de zbor s-a ridicat la o înălțime de aproximativ 1500 de metri, un succes semnificativ pentru acea perioadă. Regele Ludovic al XVI-lea și regina Maria Antoinette au fost martorii lansării și au susținut dezvoltarea ulterioară a zborurilor cu balon cu aer cald. Lansarea a însemnat un moment semnificativ în istoria aeronauticii, deschizând calea pentru dezvoltarea ulterioară a aviației și a călătoriilor aeriene. Știi că primul experiment a fost făcut de frați pe o cutie de carton din hârtie. Și după asta au încercat să facă forme mai mari și mai mari și mai mari până au ajuns la balon cu aer cald. Da, și au pus și pasageri acolo. Încă ce pasageri? Da, pasageri de așa. Au făcut experimente pe animale. Da, dar tot... Tu ai zburat vreodată cu balonul cu aer cald? Nu am zburat niciodată, mi-aș dori, dar am un soi de frică. Iată, chestiile astea... Ai frică de înălțime? Nu de înălțime, de cădere. Că înălțimea e ok, de cădere mă tem de la înălțime. Păi nu te pornești la înălțime cu gândul că o să caz. Nu știu, gândul ăsta persistă, nu știu cum să-l alung. Eu vreau să ajung în Capadocia, să știi, acolo unde... Balon. Da, nu! Unde se lansează baloanele cu aer cald dimineața, la ora 5, la răsărit. N-ai văzut imaginea aia spectaculoasă de pe internet? Da, știu, am văzut, e foarte frumos, dar am văzut că ai nevoie de bani, de mulți bani ca să ajungi acolo și ca să... Îi facem, Anatol. Așa, nu, degeaba stăm aici sau... Bine, vedem mai departe ce s-a întâmplat. În 1677 a apărut Cronica țărilor Moldovei și a Munteniei de Miron Costin. A fost scrisă în Principatul Moldovei, la Iași și la cererea comisului polonez, care era interesat de originile poporului din Moldova și Muntenia, fiind prima carte despre politica și geografia țărilor românești scrisă de un român și destinată străinilor, fiind elaborată în limba poloneză. Este apreciată pentru viziunea umanistă asupra teritoriului și istoriei naționale, precum și pentru ampla demonstrare a latinității limbii și poporului român. În momentul trecerii sale prin țară, marele sol polonez Ioan Gnińskii a primit lucrarea în dar. Și uite așa, poporul polonez a aflat despre țara Moldovei și Munteniei. Și în 1948, la data de 19 septembrie, se naște un actor pe care foarte mult îl respect. Este vorba de Jeremy Irons, actor englez, cunoscut mai ales pentru vocea sa profundă și distinctă. A interpretat roluri memorabile, a fost cel care a dat vocea lui Scar din Regele Leu. Pe lângă talentul actorecesc, Jeremy Irons este și muzician, cântă la chitară și a fost implicat în diverse proiecte muzicale. Jeremy Irons a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru interpretarea sa din filmul The Reversal of Fortune. Irons a dezvăluit odată că timp de câteva luni a trăit cu o comunitate de șoareci în podul casei sale, pe care i-a și hrănit când era copil. Așa, asta voluntar, da? Erau animale lui de companie. Probabil, cine știe, că noi copii, când eram copii, aveam și noi diferite scene. Cineva se juca cu păpuși, cineva... Da, mă rog. Cineva deja făcea bani la vârstă serioasă, la vârstă mică. Interesantă activitate, ce să spun. Dar ce ține de vocea lui Jeremy Irons, bine că ca actor este unul extraordinar, dar vocea, m-am văzut pe lângă Scar, da, din Regele Leu, a sonorizat el și niște filme documentare despre comunitatea de lei de prin Africa. Bă, cum povestea el, era atât de interesant, atât de captivant, vocea aia lui joasă și profundă. Și, apropo, îți recomand. Anatol, am un foarte mare noroc de tine, mă introduci între atât de multe teme ce țin de film, cinematografie, teatru, respect. Da, eu mă bucur foarte mult că le descoper și eu personal, pentru că altfel n-aș avea spre ce tinde, iar ce ține de voce chiar e ceva aparte.
Așa călătorim în Franța? Ne place, ne place să călătorim. Că am zis că unde ajungem azi? În Norvegia, da? Și în Capadocia, cu balon, să zbor cu balonul cu aer cald, da. În Norvegia ajunge cineva din zodiile care se preconizează să meargă în călătorii. Iar noi acum ajungem în Franța, da. Și da. Nu în orice regiune, ci în sudul Franței. Acolo a început culesul Yasomia, această floare albă, fragilă, cu miros aparte, care stă la baza fabricației uneia dintre cele mai vândute parfumuri din lume, Chanel numărul 5. De mai bine de 100 de ani, acest parfum se duce prin aromele inimitabile și prin forma de prezentare, un flacon care poartă numele creatoarei sale, Gabrielle Chanel. Între mare și munte, la Gras, în sudul Franței, peste 50 de lucrători sezonieri culeg flori de iasomie. Pălării mari îi protejează de soarele arzător de la sfârșitul verii. L'action, évidemment, sol, climat, va amener quelque chose en termes de complexe odorant, quelque chose de très équilibré, avec des notes pas trop marquées, quelque chose de très agréable à sentir. Gesturile sunt precise, dar delicate, pentru că florile de iasomie sunt fragile. Culesul va dura 3 luni. Coșurile pline sunt acoperite cu o pânză umedă, pentru a proteja cât mai bine florile. Apoi sunt golite și cântărite. Culegătorii lucrează 6 zile din 7. Sunt plătiți și în funcție de greutatea florilor culese, care reprezintă un bonus la salariul de bază. De 4 generații, familia Bianchi cultivă iasomia din care se fabrică celebrul parfum. La maison Chanel n'a jamais voulu changer, si vous voulez, les essences qui rentraient dans la composition du parfum numéro 5. Et ils nous ont demandé si on voulait faire un partenariat avec eux. Ça assure une stabilité parce que ce sont des cultures qui sont très onéreuses. Si vous vendez pas votre production ou qu'une partie de la production, eh bien, vous pouvez pas tenir. Florile sunt prelucrate în apropiere în recipiente mari. Pentru a obține produsul care în amestec cu alcool și alte componente, va duce în final la parfumul cu miros de iasomie de gras, considerat și astăzi un parfum iconic, preferat de femeile din întreaga lume. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. Alexandrina, dacă am fost în Franța, zic să mai mergem și prin Maroc și să încheiem ora. Bine. Da, ce zici? Hai să mergem și... Da, vă spunem că pe sinosul râu Boregre din Maroc, care desparte orașele Sale și Rabat, mici bărci albastre din lemn transportă oamenii de pe un mal pe altul, lucru pe care îl fac de mai multe generații. Așa, din 2011, un tramvai completează rețeaua de autobuze folosită de miile de persoane care fac zilnic naveta de la Sale la locurile de muncă din capitala Rabat. Dar unii preferă în continuare legănatul blând al micilor bărci propulsate de forța musculară. Râul Buregreg, care se varsă în Oceanul Atlantic între orașele Rabat și Sale din Maroc, a devenit o destinație atât pentru locuitorii cât și pentru vizitatorii celor două orașe, pentru a face tururi cu tradiționalele bărci din lemn de culoare albastră. Această tradiție continuă în ciuda dezvoltării mijloacelor de transport între cele două orașe separate de albia râului, dar unite de istorie. بالنسبه لهذا الصيف هذا كاين الاقبال كيجيو الناس لي زيترونجي من الجاليه اللي برا تيجيو اللهم عليك الحم تنساريوهم كاين اللي كيبغي يقطع الديف الاخرى كنقطعوه ب 50 ريال البلاصه القوارب الناس تتشقى في فصل الصيف فصل الشتاء فيما تكون الناس في النزهه كتشها تسرى فوق الماء ودير جوله او تقطع وتمشي تسارع عاوتاني في لاكول ديال سلا تشوف الجو ديال سلا كي داير. 72 de barcagii profesioniști fac naveta între malurile râului din zori și până la miezul nopții. Zona atrage numeroși vizitatori, iar mulți dintre ei merg în excursii cu barca până la bastioanele unei cetăți medievale clasate pe lista UNESCO, bastioane aflate în locul unde râul se varsă în Oceanul Atlantic. Anatol, îți dai seama ce ar trebui să faci dacă în fiecare zi ar trebui să ajungi cu barca la muncă? Eu ce ar trebui să fac? Eu nimic, ar trebui să mă relaxez. Este altcineva care vâslește. Nu, păi ei singuri vâslesc până ajung la locul de muncă. N-ai auzit pe bărci micuțe? Păi toate bine, sunt sănătoși, sunt oameni... Ne plângem că sunt ambuteiaje, iată cum ajung oamenii la muncă. Cum scap de ambuteiaje? Trebuie să-ți iei o barcă. Să știi că în 2234 este numărul stațiunilor deschise
schi de pe continentul european, de la Carpați, la Pirinei afară. Sigur că trebuie să menționăm și pe cele din Munții Alpi. Da, un studiu detaliază impactul schimbărilor climatice asupra riscului de lipsă de zăpadă. În cazul unei creșteri a temperaturii de 2 grade Celsius, 53% dintre stațiunile europene ar putea fi amenințate. Dar studiul mai arată de asemenea că tunurile de zăpadă ar putea salva jumătate dintre ele. Da. Studiul publicat de revista Nature Climate Change arată acum riscul dat de lipsa de zăpadă în cazul unei încălziri de 2, 3 sau 4 grade, date care nu au mai fost niciodată colectate în acest mod și care vor fi de interes pentru stațiunile de schi. O utilizare rezonabilă a resurselor în fața unei probleme de lungă durată, dar în creștere. Managerii stațiunilor de schi din Elveția se confruntă cu aceste provocări în lumina noilor date. Ele au experiență de teren, ele știu cum funcționează, ele cunosc leur niveau d'enneigement et donc elles vont pouvoir se comparer et se situer par rapport à l'an. Principala problemă este zăpada artificială. Studiul arată că în cazul unei încălziri globale de 2 grade Celsius, 53% dintre stațiunile din Europa vor avea probleme chiar și cu zăpada artificială. Deci, tunurile de zăpadă sunt utile, dar nu peste tot și nu pe întreaga zonă de schi. În Alpii Elvețieni, de exemplu, 50% ar putea fi suficiente. Jusqu'à 50%, on a toujours un effet relativement marqué, notamment pour les stations des Alpes, hein, qu'elles soient françaises, suisses ou autrichiennes en particulier. Mais qu'au-delà de ces 50%, l'effet devient beaucoup plus limité. Au-delà, on voit que c'est contre-productif, ça nécessite trop d'eau et puis un usage excessif aussi d'énergie et d'électricité. Je crois qu'avec ces données-là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il faudra des gens qui sont enfin, très pointus dans le domaine pour optimiser au fond la production de neige, satisfaire, évidemment réduire au maximum les coûts financiers vraisemblablement. Et puis l'eau, l'arbitrage de l'eau devient un sujet très important. Pe continentul european există 2234 de stațiuni de schi. Toate acestea vor trebui să găsească soluții în confruntarea cu încălzirea globală. Da, sperăm că iubitorii sporturilor de iarnă vor avea unde schia. Da, vor avea. Dacă nu sunt tunuri, puteți folosi coșurile, că am văzut. Imagine că oamenii duceau zăpada cu coșul. Așa. Da, și... Unde să o ducă? Din Republica Moldova în Europa să o ducă și apoi să găsește, schieze. Nu știu, Ghidena, pe la Polul Nord, poate acolo este, știi? Face așa o escapadă și vine de acolo cu niște zăpadă. Bine, noi facem o escapadă așa, puțin după... Scurtă de tot. Scurtă. Facem o scurtă pauză și revenim în ora a doua.